Bun găsit, doamnelor și domnilor. Ministerul Afacerilor Externe anunță că unul dintre românii declarați morți în urma tragediei din Genova este în viață. Este vorba despre bărbatul care avea dublă cetățenie și lucra de ani buni în străinătate. Acesta este internat în comă profundă de gradul 4 la unitatea medicală din Genova. Tânărul român care a căzut 100 de metri cu camionul în gol după ce s-a prăbușit podul este încă în viață. Se află însă în stare critică, în comă profundă. S-a constatat faptul că primul dintre cetățenii români declarat ca decedat de către autoritățile italiene este în viață și este internat în comă profundă de gradul 4 la unitate medicală din Genova. Eroarea a fost sesizată odată cu sosirea familiei care a constatat că trupul neînsuflețit prezentat de autoritățile italiene pentru identificare nu era cel al cetățeanului român în cauza. Marian Roșca, un tânăr în vârstă de 36 de ani, se afla la volanul unui camion și se îndrepta spre Franța când, la un moment dat, în timpul unei furtuni groaznice, podul pe care se afla s-a rupt. Televiziunile au transmis imagini dramatice de la locul tragediei, iar în prim plan se poate observa camionul firmei franceze, la volanul căruia conducea liniștit cu doar câteva minute înainte tânărul român. Între timp, bilanțul tragediei din Italia a ajuns la 38 de morți. Guvernul italian a anunțat că va demara o investigație pentru a afla ce a cauzat prăbușirea podului din Genova. Ministrul transporturilor Danilo Toninelli a declarat că responsabilitatea pentru mentenanță este împărțită în regiune între autoritățile locale și compania de autostrăzi deținută de stat ANAS. Podul Morandi a fost inaugurat în 1964 și încă de la construcție a întâmpinat probleme, având în vedere că a fost deschis circulației la 4 septembrie 1967, adică la 4 ani distanță. Da, un dezastru din care România ar avea foarte multe de învățat. Da? Nu știu dacă a ajuns informația așa de departe, că noi suntem ocupați cu alte lucruri acum, cu vacanța la mare, cu tot felul de dezinformări venite dinspre jandarmerie. Avem multe alte lucruri mai importante de făcut decât să ne gândim că suntem într-o situație asemănătoare. Alături de mine, Ioana Constantin, secretar general PMP, și Ciprian Necula, sociolog, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Bun, dincolo de faptul că, da, în urma unei nu era vorba de dezinformare, era vorba de o comunicare dificilă din cauza tragediei care s-a petrecut în Italia. A apărut această neconcordanță, dar până la urmă vorbim despre o veste bună, sperăm ca omul să scape de această problemă, să iasă din comă, să fie bine. Credeți că s-a înțeles ceva din ce s-a întâmplat în Italia? Că noi nu învățăm nimic din ce vedem că se întâmplă în alte locuri. Noi nu învățăm din propriile noastre greșeli, din propriile noastre tragedii. N-am învățat nimic la mineria, dar trebuie să repetăm 10 august. N-am învățat nimic la colectiv, nu știm nimic despre asta. La Hexifarma nu avem niciun răspuns. Dosarul Bechtel, că tot vorbim despre infrastructură, încă nu l-a găsit nimeni. Deci nu, noi nu ne uităm nici să luăm bune practici, nici să vedem cum gestionează alții anumite situații și nu învățăm din propriile noastre greșeli, pentru că suntem mai preocupați să băltim în minciună, în dezinformare. Uitați-vă acum cât de plin este spațiul public de manipulare, de foarte multă minciună. De dezinformare. Da, deci este o intoxicare asemănătoare cu rafalele acelea de gaze lacrimogene la nivel public. E o veste foarte bună și sper că măcar dacă s-ar putea de acum înainte să gestionăm mai atent lucrurile astea, pentru că pot produce traume, sperieturi în rândul membrilor familiilor acestor oameni, la fel cum a fost inclusiv cazul jandarmeriței, despre care s-a spus că este în comă, că nu va putea să mai meargă. Înțeleg că jandarmul s-a transmis că a murit. Adică trebuie să fim mai atenți atunci când discutăm despre viețile oamenilor, să încercăm pe cât posibil să le protejăm, nu să le punem în pericol. Da, senzația pe care o lasă tot ce se întâmplă în aceste zile, domnule Necula, în România, este că suntem așa în ceață. Am fi putut să aflăm mai multe și să tragem niște concluzii în urma dezastrului din Italia, în care, iată, au avut de suferit și români. Sunt foarte mulți români în Italia. Avem firme care operează în Italia și operează și în România la infrastructură. Avem poduri care sunt de foarte multă vreme și pe care nu le-a mai inspectat nimeni. Dar e așa parcă o ceață în care nu reușim să distingem exact ce trebuie. Sigur, acest
accidente se întâmplă și e regretabil atunci când se întâmplă. Ce ar trebui să facă autoritățile? Să prevină astfel de posibile accidente și de dezastre din cauza unor lucrări mai puțin sănătoase, așa cum există în foarte multe cazuri în România, când avem kilometru mai mic pentru că compania care a executat drumul a vrut să fure și ia 100 de metri de drum, care înseamnă o grămadă de bani. Deci avem astfel de cazuri în România cu siguranță, din păcate nu avem și autorități responsabile care se ocupe de astfel de situații. Exista și în București un pod care era pe picior, podul Constanța, acum așa se cheamă, care stă să cadă și nimeni nu intervine acolo. Circulă mașini, oameni, sunt, e un pericol public. Avem astfel de situații în România, nu le tratăm pentru că suntem ocupați cu altceva. Tot spațiul public în România este invadat de dezbaterea, deja toată lumea este expertă în domeniul ăsta, corupție și anticorupție. Nu zic că nu este important și foarte important pentru România, dar sunt state multe alte probleme în spate. Nu vorbim de educație și avem probleme serioase în acest domeniu, nu vorbim de sănătate. Nu mai zic ce fel de probleme sunt aici și le știm câteva dintre ele. Infrastructură, sărăcia. Sunt probleme care domină cumva și apasă societatea românească zilnic. Despre care nu prea vorbim, căci de suntem ocupați cu altceva. Sigur că corupția are o influență asupra tuturor acestor lucruri. Da, din cauza corupției s-a și ajuns. Avem niște drumuri peticite și vai de capul lor. Bănuiesc, dar nu numai asta. Și din cauza corupției. Nu numai asta. Adică, exact, dar ignorăm practic problema. Așa cum s-a întâmplat și pe 10 august, că ați menționat de 10 august, discutăm despre jandarmerie. Nu despre scopul protestului. Uh-huh. Nu despre ce au vrut să spună acei oameni. A fost deturnat. A fost un succes din punct de vedere al strategiilor de manipulare publică. Pentru că ați pomenit foarte bine de manipulare. Înainte de a trece mai departe la partea a doua, să vorbim despre infrastructură și despre cum poți ajunge în zilele astea în diverse destinații de vacanță, pentru că e un coșmar și aici. Care ar fi, dacă ar fi să facem un ghid de supraviețuire printre aceste informații, printre nenumărate dezinformări, printre nenumărate încercări de manipulare, ce ar trebui să facă un om de bun simț, un român de bun simț, de bună credință, să încerce cât de cât să discearnă informația corectă? Surse alternative, în primul rând. Nu e o informație bună de la cineva anume, indiferent de cât de credibilă e acea instituție sau persoană. Și încerci și alte surse să vezi diverse opinii, diverse perspective asupra acelui fapt. Asta este un element esențial. Sigur, după care, totdeauna, știți aia, credești în cerceta, nu funcționează atunci când discutăm despre viața politică, despre influența asupra societății. Nu trebuie să crezi, ci trebuie să cercetezi. Să fii suspicios cu informația pe care o primești. Este o chestiune esențială care în societățile cu educație îndelungată în ale democrației o fac. De aceea există încă o dată atâtea surse disponibile, mai ales cu internetul. În ziua de azi este ușor să accesăm două, trei surse diferite ca, cum să spun, ca ideologie. Pentru că dacă împărțim și televiziunea din România și presa scrisă, vedem ce... Prezintă situații complet diferite. Se referă la același subiect, dar perspectiva este diferită pentru că ideologia este diferită sau interesele sunt diferite. Motiv pentru care trebuie să ne documentăm toate sursele astea în așa fel încât să avem propria noastră opinie. Și asta este, dacă vreți, elementul surpriză în România sau schimbarea care a produs-o tehnologia, în primul rând, și accesul la informații. Faptul că oamenii nu mai cred atât de ușor ceea ce se trâncănește dintr-o perspectivă sau alta. Și cântăresc cumva. Se întâmplă asta, se cheamă democrație participativă. Este noua fază în care România a debutat, abia a intrat, în care oamenii nu mai sunt o masă amorfă care votează o dată la 4 ani pe cineva care le promite nu știu ce, ci sunt constant conectați la viața politică și cetatea noastră, viața publică, pentru a sancționa anumite politici, pentru a susține altele. Este o schimbare semnificativă și pe care polițienii noștri încă nu iau în seamă. Nu s-au prins. Că, poate că ei sunt rămași undeva în anii 90 și au uitat că tehnologia a evoluat foarte mult, mă gândesc. Poate asta să fie una din explicații.
Și jandarmii, de asemenea, rămăseseră puțin în anii 90, că ei au încercat să-i oprească, inclusiv pe cei care au încercat să filmeze, au încercat să ia telefonul din mână, să ia o cameră din mână, lucruri pe care nu ai cum să le mai tolereze. Au rămas puțin mai mult în urmă, în momentul în care oamenii ăștia erau live, filmau live ce se întâmpla și jandarmii nu înțelegeau că se poate face toată asta. Toată lumea vedea, mii de oameni vedeau live-urile acelea. Mai mult am văzut declarații ale unor reprezentanți din jandarmerie care spuneau că n-au fost acolo, că n-au dat ordine, chiar domnul acela care era îmbrăcat în alb cu eșarfă, ai uit mereu numele, domnul acela Paraschiv. Apare în foarte multe filmulețe lângă jandarmi care loveau cetățeni pașnici cu mâinile ridicate și dânsul spune că n-a văzut niciodată așa ceva, dar au fost rulate ore în șir aceste imagini pe televiziune. Spre ce discutăm? În condițiile în care Facebook-ul în România este folosit de milioane de oameni și chiar dacă nu ești conectat la Facebook, internetul, n-ai cum să nu afli toate lucrurile astea. Circulă imaginile. Bun, circulă imaginile și oamenii au început și ei să se trezească și să nu mai înghită prostiile și minciunile pe care le aud de la autorități, apropo de ce spuneați mai devreme. Și dacă ai un telefon mobil și poți să arăți dezastrul de pe drumuri, de exemplu, poți să faci foarte ușor acest lucru. Problema este că și autoritățile care ar trebui să răspundă de acest dezastru de pe drumuri par și ele rămase undeva în epoca de piatră și pare incredibil, așa că un român poate să facă asta, poate să filmeze cum se circulă bară la bară pe Autostrada Soarelui sau cum sar pietre, pentru că tot pe Autostrada Soarelui s-a întâmplat acest lucru. În drum spre vacanță, la mare, oamenii se trezesc cu pană la mașină pentru că apar gropi în asfalt de la o zi la alta. Autostrada Soarelui. Uitați în ce hal arată Autostrada Soarelui. Vedeți? Sărite din carosabil. Acum nici câteva minute au sărit, băieții au făcut pană și mai în față. Asfaltul Autostrăzii Soarelui cedează în plin sezon estival. Un șofer care conducea spre litoral a oprit pe marginea drumului și a acuzat autoritățile că le pun conducătorilor auto viețile în pericol. Omul a făcut pană, bine că a fost șofer și a ținut bine de volan. Că altfel ce făcea? Murea, hă? Iau, aer, e nouă, da? Acolo ați făcut, n-are două zile. Aici nu sunt două zile. Uite, uite că e proaspăt. Astea sunt reparațiile pe care le faceți pe milioane de euro. 2000 de oameni mor în fiecare an. Cel puțin 1000, cel puțin 1000 din cauza voastră în mod indirect. Autostrada Soarelui a fost reparată de cel puțin 4 ori din primăvara acestui an, după ce asfaltul a început să se ridice. Primii 26 de kilometri ai drumului de mare viteză sunt construiți din plăci de beton și au nevoie de reparații capitale. Da, și tocmai pentru că e autostrada rămasă de pe vremea lui Ceaușescu, din cauza asta s-ar pietre, așa ni s-a explicat din partea CNR. Domnul Șerbănescu a intrat în direct cu noi și ne-a explicat că e tot din cauza lui Ceaușescu, dar în condițiile în care Ceaușescu nu mai e din 1989, dar noi suntem în 2018. Oamenii ăștia e clar că trăiesc în epoca de piatră. Haideți să-l vedem pe domnul Șerbănescu ce zice. Acolo este vorba de beton, nu de asfalt. Nu asfaltul se ridică pentru că nu este asfalt. Această autostradă din beton a fost construită începând de pe vremea lui Ceaușescu. În momentul acela se considera că betonul este foarte bun. Și betonul este foarte bun undeva la 15-20 de ani. După ce trece această perioadă, betonul începe să se deterioreze. Și vedeți ce se întâmplă acum acolo. Practic sunt deteriorări ale plăcii de beton. Știm de această problemă, tocmai de aceea anul trecut am făcut deja o expertiză, iar expertul ne-a spus că trebuie frezați 8 cm din beton pe acest tronson și așternut înveliș asfaltic. Acest înveliș asfaltic nu va mai lăsa materialele să intre în rosturile de dilatație și automat nu vor mai apărea astfel de deteriorări. Iar lucrările vor începe, sperăm noi, anul acesta, după ce vom semna contractul. Și spun sperăm noi, pentru că știm foarte bine că orice contract de-al nostru este atacat practic cu valuri de contestații. Și depindem practic de soluționarea acestor contestații. Dar dacă anul acesta, printr-o minune a lui Dumnezeu, reușim să semnăm contractul și să nu avem atâtea mii și milioane de contestații, ne vom apuca inclusiv de acest an de frezare. Deci, printr-o minune a lui Dumnezeu, eu zic să facem, să batem mătănii de dimineață până seara, că numai la Dumnezeu mai putem să mai apelăm, că la domnii ăștia care trăiesc în epoca de piatră, că ei dau vina
pe Ceaușescu pentru ce se întâmplă în 2018. Asta în condițiile în care infrastructura, mare parte din infrastructura de astăzi, funcționează încă din vremea lui Ceaușescu. Exact. Slavă Domnului. Transfăcărășanu, e tot din 1964. Unde pe vremea lui Ceaușescu? Altele. Problema este următoarea. Da, acești oameni caută justificări pentru incompetența lor. Dar este o nu e doar așa autoritatea de vină. În toată povestea asta ignorăm de fiecare dată companiile private care fac treaba de mântuială și care își păguiesc într-un fel sau altul autoritățile noastre și toată lumea profită din asta. Cine pierde este cetățeanul. Dar să nu uităm companiile care lucrează încă o dată pentru drumuri, pentru diverse treburi publice și care sunt la fel de corupte și la fel de incompetente precum autoritățile. A blamat doar autoritatea fără să vedem și cine execută acest, adică cine a pus pleașca aia acolo pe drum de a sărit și ați văzut, arăta că e proaspătă, nu? Lipitura respectivă. O companie. Evident. Lipitura nu e făcută de Ceaușescu sau poate ei ne iau de proști. În 2018, evident, lui Ceaușescu. Mi-am zis aminte de piesa lui Adam Milea, Ceaușescu e în toate, în fabrici și betoane. Da. Da, e adevărat. Avea toate Adam Milea. Nu știu ce aici, e o combinație poate de nesimțire din partea unor oameni care își dau foarte bine seama cum stau lucrurile și încearcă poate, nu știu, să ne manipuleze noi, să înțelegem că e din cauza lui Ceaușescu ce se întâmplă în România, e din cauza diavolului, e din cauza, nu știu, din cauza eclipsei. Statul paralel Soros. Statul paralel Soros, da, exact. Da, păi au preluat, observ, bine, tot ai PSD-ului sunt toți acești oameni, au preluat acest discurs în care există întotdeauna un dușman, există un vinovat, un responsabil, o sursă ocultă pentru ceea ce se întâmplă. Presupun că aceea sursă ocultă e vinovată de faptul că acești oameni, de când au revenit la guvernare, au construit 0 km de autostradă. Autostrada Soarelui arăta mai bine înainte să se apuce ei să o restaureze, da? Să se apuce să reconstruiască, nu știm ce au făcut acolo, că eu din ce văd, asta nu mai e autostradă. Noi denumim greșit multe dintre aceste autostrăzi. Ele nu sunt autostrăzi. Nu corespund nici măcar unor drumuri județene, dacă vreți, că nu putem să le denumim așa. Mai mult, au promis nu știu câte sute de kilometri. N-au construit nimic. Noi, trei de la masă, eu tot spun asta, dacă ne apucăm, în 2 ani reușim să construim acel kilometru pe care ar fi putut să-l construiască. Drumurile noastre sunt mai proaste, am văzut pe statistici, decât în Zimbabwe, în Uganda, oriunde vreți. Problema e alta, că mor oameni pe aceste drumuri. Problema este că aceste drumuri strică business-ul pentru că sunt tot felul de companii care au nevoie să transporte marfă sau tot felul de lucruri. Nu avem drumuri în această țară. Și de asta se și ajunge la accidente. A fost accident astăzi. Într-adevăr, de fiecare dată în perioada asta sunt accidente. Este și vina oamenilor, este și vina autorităților că infrastructura este în halul în care este. Aici, de data asta, pe Autostrada Soarelui, probabil că e o combinație între cele două. E și multă vină din partea celor care au circulat aiurea, fără să se asigure. Și mai avem un filmuleț, o înregistrare făcută astăzi și care a circulat foarte mult pe rețelele de socializare. Dacă o avem, aș vrea să o vedem acum, cum se face depășirea șmecherește pe Autostrada Soarelui. Colegul nostru, Radu Buzeanu, a publicat această imagine. Nu știu dacă este chiar filmulețul lui. Atunci, iată, un băiat mai șmecher, un băiat cu numere de Germania, cred, în fine, nu știu, bănuiesc că e tot românaș de-a nostru. În Germania se face așa oare? Să depășești pe banda de urânță? Prea aspru. E un românaș de-a nostru, un românache, cum se zice, care are mașină de Germania, o mașină tare. Parte, uitați-vă la cozile acelea. Adică, sigur, nu sunt de acord cu ceea ce a făcut, dar e ceva ce vedem ca model la nivel de zonă publică. Da? Adică, întotdeauna, câte un PSD-ist sau politician în general, sau câte un șmecheraș dintre ăsta care a ajuns pe o funcție înaltă, găsește o cale dintre asta să-și mai bage un copil, o amantă, un vecin, un prieten. Pe banda de siguranță. Pe banda de siguranță, da. Dar problema aici, în toată filmarea asta mai mare, sunt acele cozi interminabile, este inadmisibil, tot vorbim de 2018, inadmisibil să nu ai o cată de autostradă. Coada s-a produs datorită unui incendiu care a avut loc astăzi pe ars o mașină, da. Au fost nenumărate, dar este tot cozile. Timpul așa. Și doi, să știți că nu sunt de acord cu noastră că doar PSD-ul este vina generală. Nu am spus politicieni, am spus în modul larg, m-ați auzit. Clar, da, poate din păcate, niciun guvern în România nu a performat așa cum aștepta să performeze. Niciun. Nu a fost în halul în care este acum acest guvern. Sigur, calitatea
Acesta nu e intelectual un guvern, guvernul rău. Actual, acesta o parte din guvern. Atenție, noi generalizăm și aici, pentru că, sigur, prim-ministrul României e așa că n-a mai fost niciunul în istorie. Aceasta este cauza că pomenele de incendiu. Avem, dacă comparăm cu premier PSD, e un dezastru. Dar sunt și niște eficienți în guvernul ăsta și secretarul stat eficienți. Adică nu aș pune pe toți într-o oală așa. Pentru că spuneți-mi un ministru eficient. Nu, dar spuneți-mi un ministru. Domnul Negrescu, care se ocupă de afaceri europene. Domnul Negrescu, care e subordinea domnului Meleșcanu. Dar în afară, e mai mult plecat domnul Negrescu, dar ne reprezintă. Ne reprezintă, bineînțeles, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și ce mai vizibil și ce e mai important, să zic așa, din guvern. Nu aș da credit. Transporturi. Nici sănătate nu aș spune că e un ministru rău. Dar în fine, discuție. Da, apropo, doamna Pinta a avut, cred că, singura reacție de bun simț din partea autorităților. Cred că a fost singura din zilele astea, în toată nebunia asta, doamna ministru a sănătății. Nu e obligată să zici că ministrul a ieșit în evidență, în mod pozitiv. Da, deși era obligată să comunice. Nu era nici moartă, nici în comă, era foarte bine. Adică nu putea să ne spună că e în comă dacă nu era. Da, și oamenii au fost bătuți în stradă și n-am avut un... Da, și nimeni nu a recunoscut până în astăzi. N-am avut o poziție încă din partea Ministerului Interne clară. A spus că și-a făcut treaba conform legislației, un bla 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 general, în care nu am aflat absolut nimic. Câți au fost, ce s-a întâmplat, de ce n-au intervenit când trebuie. Când cei din piață, unii din piață erau agresivi și puteau să izoleze. Toate aceste discuții sunt în aer. Despre gazul folosit, toate discuțiile astea, încă nu avem răspunsul din partea autorității și, cum spun, leadership-ul autorității care a intervenit, respectiv ministrul de interne. Degeaba vine un... Azi a fost un domn jandarm. Fost șef de jandarmerie acum, nu? Care dintr-o biserică ne ține un discurs și ne explică cu mâna pe stea cât de patriot este el și centenar România trebuie să ne unească. Asta e o aberație, doar că la noi se poate întâmpla. Adică avem un șeful jandarmeriei, da? Da, avem un profesionist, pentru că nu, șeful jandarmeriei este un tehnician, nu este politician. Nu ține discursuri cu mâna pe stea ca să ne îndoaie inima, să ne rănească așa sufletul, să plângem toți de emoție patriotică. Nu asta trebuie să facă, ci din potrivă să ne explice ce a fost acolo. Iar discursul lui din acea biserică, care a biroului, cred, penibil de altfel, adică mă scuzați, dar cred că ar trebui să ne gândim serios dacă borul n-a trebuit să aibă o reacție. Faptul că acești politicieni, pentru că acest domn era un politician, folosesc icoana pe post de așa, scăpare, adică noi suntem creștini, adică nu, am dat cu bât așa, creștinește. Vedeți că există niște oameni care au imaginea lui Arsenie Buca și aceia ar putea să-l dea în judecare. Iar apa din tunuri a fost aiasmă, Doamne ferește, nici măcar n-a existat apă, e sfințită. Deci, astfel de abordări sunt penibile și necred proști. Nu, culmea, cei de la Borchia au avut o atitudine foarte bună, da, au transmis un comunicat, doamne, calmați-vă, era chiar, cred că au fost singurii, pentru că nici politicienii, nici jandarmeria, din partea nimănui nu am auzit un mesaj, doamne, calmați-vă, dacă nu ne calmăm, nu reușim să rezolvăm nimic. Biserica e sigura care a făcut asta, eu am criticat de multe ori biserica pentru modul în care comunică, dar de data asta chiar au făcut o treabă. Nimeni nu se va calma până nu vom avea explicații clare, pentru că oamenii au foarte multe întrebări, eu înțeleg și panica sunt oameni care au fost gazați foarte de aproape și au tot felul de iritații, au tot felul de probleme. Am prieteni care încă tușesc foarte tare, au tuse cu sânge inclusiv, au tot felul de iritații. Oamenii ăștia își pun întrebări ce mi s-a întâmplat acolo și până nu explicăm ce tip de gaze, dacă au fost sau nu au fost în regulă, nu vine domnul Arafat și ne spune că sunt inocente gazele astea. Nu există gaze inocente, dar în halul în care au fost gazați acești oameni, nimeni nu se va calma, pentru că la nivel de opinie publică, efectiv, în momentul ăsta este o intoxicare continuă din toate părțile. Oamenii au nevoie de răspunsuri. E adevărat că nu există gaze inocente, dar mai puțin nocive pot exista. Asta a comunicat domnul Arafat și cred că e unul dintre persoanele pe care trebuie să-i credem. Dar știți cum asta, e? Oamenii și în parfumuri sunt niște substanțe periculoase. Oamenii trebuie să meargă la medic dacă se simt rău. Da, domnul Arafat a zis că nu trebuie să meargă la medic. Dacă nu, atenție, se referea doar la cei care nu au niciun fel de simptom și care merg la medic doar pentru că au fost în piață. Și că au, sigur, respirat acel gaz. Înseamnă că domnul Arafat cunoaște ce tip de gaz s-a utilizat dacă dânsul e atât de relaxat și ne spune că nu trebuie să mergem. Publice, s-a comunicat după 5-6 zile. Bun, revenind după publicitate, încercăm să lămurim de ce în această perioadă, bine, dincolo de problemele de pe drumuri, dincolo de problemele de la CNR, de ce și noi greșim, românii, în această perioadă, sunt zeci de accidente zilnic în mini-vacanțe. Încercăm să aflăm de ce.
rate de tragedii pe șosele. O arată și statisticile. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente rutiere. În 2017, de exemplu, au murit 1951 de oameni în accidente. Recordul negru a fost însă în 2008 cu 3000 de morți. Și la toate acestea se adaugă persoanele rănite, mutilate în accidente, pagubele materiale. Există și o statistică pe zone geografice. Bucureștenii sunt cei mai periculoși șoferi. Peste 6% din mașinile înmatriculate în capitală au provocat un accident. Bucureștenii sunt urmați în clasament de șoferii din Constanța și Iași. În plus, conform acelui studiu, cele mai multe accidente sunt provocate de tinerii sub 25 de ani. În clasamentul celor mai sigure țări se află, nu întâmplător, cele mai evoluate ca nivel de trai, vorbim de Suedia, Danemarca, acolo sunt foarte puține accidente rutiere comparativ cu restul țărilor din Uniunea Europeană, pentru că la nivelul Uniunii Europene a fost făcută această statistică. Încercăm să aflăm de ce în aceste perioade, în fiecare an, în vacanța de Sfânta Maria, sunt 10 de accidente și sunt morți în aceste accidente. Și foarte multe probleme, evident, legate și de infrastructură. În legătură telefonică directă cu noi, domnul Lucian Diniță, a fost șef al Poliției Rutiere. Bună ziua! Salamuna! Care ar fi explicația dumneavoastră? Păi, în primul și în primul rând, dacă... Deci aș începe cu o rectificare. Ceea ce nu e frumos, dar trebuie să fie rectificarea. În 2008 au fost 3300 de morți și 8600 de răniți grav. Faptul că în 2017 au fost 1950, mă rog, să spunem că este o evoluție, nu o involuție. Pe de altă parte, acum ați venit la întrebarea dumneavoastră. Haideți să facem o retrospectivă a ultimilor 2 ani, să spunem, ca să nu mergem mai departe. Ce se întâmplă în trafic? Este o nebunie generală. Iar mai mult decât atât, sărbătorile înseamnă grătare, multă băutură și mai mult decât atât, educația precară sau, mă rog, comportamentele care deja nu mai pot fi comentate. Ori, în aceste condiții, cred că ar trebui făcut ceva. Poate guvernanții, eu știu, ați spus mai devreme de infrastructură. E foarte adevărat. Făceați comparație cu Suedia și Danemarca, pe ne comparăm vreodată cu ei? Niciodată, cred că în ultimii, în următorii 20 de ani, nu ne vom compara. Asta e părerea mea. Bun, ce ar trebui aici să facă poliția? Pentru că putem să ne bazăm numai pe ei. Măcar să-i oprească pe cei care urcă beți la volan, măcar atât. Dacă nu pot să fac autostrăzi, ce de la poliție? Foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere. Păi vedeți, acum există o discordanță între păreri. Cele care, atunci când este vorba de oprirea în trafic a unui personaj și încep discuțiile, încep lamentările, încep fel de fel de, la un moment dat, brutalități, da? Vis-a-vis de faptul că cel care este sub influența băuturilor alcoolice are fel de fel de reacții. Apare reacția societății. Nu este bine. Păi, pe urmă, când se întâmplă un accident, domnule, de ce nu l-ați oprit? Vedeți, societatea românească, a mai spus-o de milioane și am să repet până am să închid ochii. Își va stabili vreodată România asta, societatea asta românească, ce vrea de fapt? Vrea așa sau invers? Oare cineva ne va putea spune vreodată? Explicați-mi și mie că eu nu mai înțeleg. După atâtea amar de ani de muncă. Da, dumneavoastră aveți dreptate și profită faptul că avem un sociolog în platou. Eu o părere pe care o împărtășesc din partea domnului Diniță enunțată mai devreme. Domnule, noi nu știm ce vrem, nici de la poliție, nici de la politice, nici de la autorități. Știm foarte vag, așa că vrem o țară ca afară. Dar e o problemă dacă ne prinde băuți la volan sau dacă poliția intervine atunci când trebuie să intervină. Da. Poliția e clar că are toleranță zero față de consumul de alcool în România și știm asta. În țările vestice, uneori, mai este permis un pahar, de vin nu e nicio problemă. Aici nu. Aici consumul de alcool este interzis și știm asta cu toții. Cei care încalcă această regulă o încalcă cu bună știință și ar trebui să fie, sigur, pedepsiți pentru asta. Din păcate, cred că poliția este greu să se prindă pe toți care consumă alcool la volan. Dar nu vorbim numai despre cei care consumă alcool, despre cei care, de exemplu, o iau șmecherește pe banda de urgență, dacă sunt mulți, sau cei care o iau șmecherește pe linia de tramvai, încercând să evite o coloană, toți cei
Te las stau ca fraierii la semafor, nu? Sigur, am văzut asta în multe situații, inclusiv în București, bicicliștii care nu stau, foarte puțin bicicliști care stau la culoarea roșu a semaforului, trec fără nicio problemă. Și asta pentru că e o justificare simplă, așa, dacă vorbești cu un om, spui, da, domnule, ai aglomerat, uite, de ce să stau dacă nu e nimeni cu bicicleta, nicio problemă, sau de ce să nu iau pe, știu, contrasens pe câmp, așa, dacă se poate și nu e nimeni, că uite ce aglomerat este. Asta denotă, cum să spun, și un tip de mentalitate care este la noi. Eu sunt mai important decât toți ceilalți care stau în cozi, care stau în acel trafic, pentru că astea sunt condiții de trafic. Nu avem ce să facem. Decât să așteptăm ca Primăria București, ca Ministerul Transportului, ca eu știu ce alte instituții să facă treaba cândva în România. Dar asta este un proces de lungă durată. Nu se va rezolva în România în 10, într-un an de zile, ceea ce trebuie să facă în 28 de ani. Ha. Sau nici măcar în 10 ani nu cred că se va rezolva. Deci trebuie să ne înarmăm cu răbdare și să respectăm regulile. Altfel, sigur că se vor întâmpla astfel de accidente și ilegalități. Bun, revenind după publicitate, încercăm să aflăm și ce am putea face să evităm accidente. Foarte multă lume e pe autostrada Soarelui și în acest moment. Se circulă barele din România, se circulă în condiții de coșmar și pe autostrada Soarelui și pe drumurile de pe Valea Prahovei, de la o stațiune la alta. Mare grijă dacă plecați la drum. Ce ar trebui să facem, domnule Diniță? Să ne protejăm cât de cât zilele astea. În primul și în primul rând, acum am văzut și eu, aveți un sociolog de marcă la dumneavoastră în emisiune și este un lucru extraordinar. Ceea ce pot eu să vă spun în momentul de față este următorul lucru. Și cred că am mai propovăduit-o eu așa, abordând un termen care nu știu dacă este foarte clar. Toleranță există în traficul rutier românesc? Eu nu cred că ați văzut. Nu mai există așa ceva. Pentru că totul pleacă de la educație. Dacă nu ne educăm, haideți să încercăm varianta când un român merge în afară și găsește, așa cum se spune, un ștau, da? Sau un blocaj în traficul rutier. Are aceleași reacții pe care le are România? Nu. Mai mult decât atât. Eu înțeleg foarte clar că tot românul vrea să se distreze, să se ducă la munte, la mare și așa mai departe. Dar ca să pleci în masă și pe urmă când te întorci să te întorci tot în masă, fără să ții cont de niciun fel de recomandări și pe urmă să ai și reacții la un anumit moment pentru că nu mergi așa cum ai vrea tu, și mai mult decât atât, câți șmecheri, că ați spus la un moment dat de unii care au un comportament, câți șmecheri sunt în țara asta care dacă am o mașină tare, eu trebuie să merg pentru că așa vreau eu, vedeți? Chestie de educație și lipsă de toleranță. Da. O spun. Mulțumesc. Până când se va înțelege. Cu șmecherie e mai greu. Mulțumesc foarte și mult. Respect față de ceilalți cetățeni, asta e foarte corect. Important, pentru că noi cerem respect față de mine când am drumul. Da, pe alții nu respecti în trafic în condiții similare cu ale tale. Corect. Deci e o chestie foarte simplă, care ține de, într-adevăr, de educația noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct.